Corpul uman este compus de apă în proporție de peste 60%, motiv pentru care necesită o hidratare constantă. Totuși, omul nu protejează sursele de aprovizionare cu apă. Din neglijență sau prea mult confort, oamenii poluează natura cu tot felul de deșeuri, ca mai apoi să se aleagă cu tot felul de boli. Pe 22 martie marcăm ziua mondială a apei. 70% din suprafața pământului este acoperită cu apă, însă doar 2,5% din cantitatea mondială de apă este utilizată pentru consum, ea provenind din surse de suprafață. Situația apelor de suprafață din Republica Moldova este destul de tristă, din punct de vedere al calității și al cantității și de mai mulți ani rămâne neschimbată. Principala sursă de poluare a apelor sunt apele uzate, pe motiv că Moldova duce o lipsă acută de stații de epurare, iar autoritățile nu se grebesc să investească în construcția altora noi. Declarația a fost făcută de către Iuliana Candragiu, expert proiecte la Asociația Obștească Centrul Național de Mediu. Noi construim apeducte, aducem apă la rubinet oamenilor, însă nu oferim soluții pentru apele uzate. Apa uzată trebuie în mod normal să meargă într-un sistem de canalizare și să fie epurată. Foarte puține investiții se fac în Republica Moldova anume în acest sector. Autoritățile ar trebui să fie foarte alarmate privind acest subiect și să aloce bani pentru a se construi stații de epurare, consideră Iuliana Cantragiu. Experta susține că de la independență în țară au existat circa 350 de stații de epurare, iar acum au rămas doar șapte care epurează apa la nivel normativ. Potrivit expertei, și deșeurile sunt o importantă sursă de poluare a mediului alături de secarea lacurilor. Acestea seacă pentru că agenții economice de de lacuri artificiale nu le întrețin și acestea se înnămolesc. Actualmente în țară sunt mai mult de 4.000 de lacuri și iasuri, însă amenziile administrative pentru exploatarea necorespunzătoare a lacurilor sunt foarte mici și permisive. În plus, majoritatea agenților economici nu vor să respecte un debit sulubru pentru ca râul să existe, spune experta. Printre râurile care s-au transformat în părăie sunt Băc, Răut, Ichel. Experta susține că implicarea societății în rezolvarea problemelor a apelor, inclusiv la nivel local, este destul de lentă și că acum oamenii sunt la etapă de conștientizare a problemelor. Oamenii observă doar ceea ce se vede cu ochiul liber, dar nu se întreabă care este analiza chimică a apei puțin sunt deranjați că se varsă canalizarea în râuri. Vorbind despre experiența Uniunii Europene în domeniul protecției apelor, Iuliana Cantragiu a remarcat că Moldova ar putea prelua practici bune de la țări cu tradiții în domeniu, precum Finlanda, Austria, Franța. Guvernele acelor state și oamenii cunosc despre importanța apei pentru viață. Cel mai important trebuie să existe voință politică pentru a fi implementată în Moldova. Cea mai gravă situație privind apă se atestă în localitățile rurale, unde principala sursă de apă sunt fântânile. Peste 60% dintre apeductele legate de sursele subterane de apă și aproximativ 84% a apei din fântâni nu corespunde normelor sanitare după componența chimică. Calitatea apei potabile din sursele subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel mai mult, sursele subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, gunoiști, depozitele de îngrășăminte și deșeuri, precum și de lipsa sistemelor de epurare.